Salut, tauri! Voi face citirea pentru săptămâna 30 ianuarie 5 februarie. O săptămână care se încheie cu o lună plină în leu pe 5 februarie, pentru care veți primi. Sfatul tarotului ermetic și horoscopul, dar și uh, runele. O săptămână cu planetele mers direct. Să vedem ce va însemna pentru voi această săptămână. Bani pe care îi primiți. Un nou de monede. Arată banii pe care îi primiți pentru o muncă secretă, misterioasă. O muncă pe care ați făcut-o. Primiți acești bani pentru creativitatea voastră. Bani care vă dau posibilitatea să-i investiți în voi, în lux, în bun gust, cursuri superioare. După cum vedeți, această persoană beneficiază nu de lux, de bun gust. Să vedem. Voi Voi aveți în primul rând S-ar părea de înfruntat. Un prinț de spade. Este vorba de un bărbat tânăr, cu ascendent zodie în gemeni. Un bărbat capabil să lupte, capabil să vă înfrunte pentru a vă cere drepturile lui. Este un războinic care nu se va da în lături dacă este o situație să lupte. Pentru ceea ce consideră că este dreptul lui, este capabil să vă rănească chiar. În schimb, în ceea ce vă face vă aduce bucurie, fericire, un șase de cupe arată în primul rând relația voastră cu trecutul, cu persoane din trecut. S-ar putea să vă întâlniți cu o persoană pentru care ați avut anumite sentimente în trecut, cu o persoană pe care o cunoșteați. O persoană față de care aveți datorii sau are datorii față de voi, dar acest șase de cupe arată totuși o bucurie în sufletul vostru, fiindcă vă întâlniți cu această persoană. Va da acea fericire. În ceea ce privește uh, cursuri, cunoaștere, călătorii, aveți un rege de cupe. Un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, capabil să își arate sentimentele, iubirea, dorința de a vă ajuta, sensibilitatea, dar întotdeauna trebuie să fiți atenți. Aveți nevoie de bunăvoința lui, asta vă spune această arcană și puteți să-i câștigați bunăvoința, dar să fiți atenți să nu-l răniți. Este o persoană care se răzbună atunci când este rănită. Resursele, locul de muncă, cariera. În resursele voastre aveți aici uh, generozitate. Cine, vorbim de resurse, de bunuri materiale create de munca voastră. S-ar putea ca cineva să vă dea niște bani, să vă ofere niște bani sau să vă dea o creștere de salariu, să apară această generozitate sau să vă dea o șansă prin a vă da o funcție, o responsabilitate în plus lucru unde puteți să vă gândiți că această persoană are încredere în voi și vă da această șansă să arătați ceea ce puteți să faceți. Deci este o șansă pe care o primiți, legată de resurse, de banii pe care îi primiți și de bunurile materiale create de voi. În schimb, la locul de muncă aveți ceva blocaje. Dar sunteți deasupra acestor blocaje. Aveți tot ce vă trebuie pentru a uh, bloca, a scăpa de blocaje, a uh, îi bloca pe ceilalți, uh, a merge mai departe. Din punct de vedere al locului de muncă, voi sunteți stăpân pe situație. În schimb, în carieră este steaua. Steaua reprezintă și vărsătorul, reprezintă și dorința de independență, de progres. Speranța că veți progresa, speranța că vă protejați calea voastră spre carieră, drumul vostru spre carieră, spre împlinirea voastră, spre menirea voastră, păstrând o relație cu dreptatea, cu adevărul. Veți reuși să găsiți acest progres, această speranță. În schimb, comunicarea, contractele, asocierile și chiar, bineînțeles, relațiile. Aveți aici în comunicare un opt de cupe. Optul de cupe arată riscurile pe care le-ați, cum să spun, eforturile, mai bine zis, nu riscuri, eforturi pe care le-ați făcut pentru a vă înțelege cu frații, cu surorile, cu verișorii, verișoare sau cu vecini, vecine. Deci voi ați făcut efort să vă înțelegeți cu toată lumea, ați încercat să fie totul bine. Dar totuși nu ați primit acel răspuns din partea lor. Adică voi ați făcut eforturile ei și pe ei nu i-a interesat. Deci cam așa puteți să priviți acest aspect. În ceea ce privește contractele, contractul vostru este, dacă este vorba de contract, o asociere sau un proces, sau poate chiar o căsătorie cu diavolul. Aici aveți, am zice, piatra de încercare, mai grea decât prințul de spade, aici așteptați-vă la o persoană care vrea să vai în puterea lui, să vă pună să dansați după cum vă cântă, să vă pună să faceți ceea ce hotărăște el, să vă exploateze o greșeală, o imprudență un viciu. Trebuie să fiți atenți, fiindcă această arcadă întotdeauna vă atenționează să renunțați la viciile voastre pentru a scăpa de sub influența acestui uh, diavol. Din nou, arcană majoră este cumpătarea. Cumpătarea care arată posibilitatea să uh, Studiați forțele care intră în joc, astfel încât să vă aduceți persoana pe care o doriți în puterea voastră sau să ajungeți acolo unde vă doriți. Este un aspect destul de benefic această cumpătare, fiindcă este o încununare a muncii voastre, dar și eforturile pe care trebuie să le faceți să stăpâniți această cunoaștere pentru a putea să mergeți mai departe. Aceasta ar fi cunoașterea. Vorbim de cămin, de familie, schimbări, transformări și karma voastră sau sacrificiul vostru. Aici aveți un început nou în familie, în cămin. Voi vreți să începeți ceva nou. Este un început nou, un început benefic. O energie nouă care vine, un proiect nou, o călătorie pe care vreți să o faceți. Unii poate discutați despre educația unui copil. Sunteți foarte preocupați de acest aspect în familie, de acest început. Deci, discutați cu partenerul de viață, cu părinții. Sau poate să fie un proiect mai vechi. Pe care trebuie să-l urmăriți, și acum vreți să vedeți unde ați ajuns cu el. În ceea ce privește, și țineți cont că aveți luna plină, da, în leu. În ceea ce privește schimbarea, voi trebui să schimbați ceva, fiindcă ați primit un științare, o veste, o informație. Ceva care vă pune pe gândul, ceva care vă pune în situația în care să nu puteți să vă concentrați, să dați un răspuns. Vă creează un blocaj mental, fiindcă asta reprezintă spadele, spadele înseamnă mentalul, ideile, gândirea. Și acest lucru vi se întâmplă, acest blocaj. Această femeie este legată la ochia, nu vede cum ar putea să iasă din această situație, dar.. Ar fi suficient dacă v-ați recrea, v-ați elibera de acest blocaj și ați merge mai departe căutând răspunsul, fiindcă îl veți găsi. Secretul sau sacrificiul vostru este legat de o încheiere. Ceva se va încheia în viața voastră. Fie că este vorba de o problemă de sănătate a unei persoane apropiate sau. Chiar și a voastră, acest lucru se încheie. Veți primi un răspuns. Uh, sau uh, este legat de o datorie, de un secret care va fi final, în final aflat de toată lumea, așa cum nu mai va fi secret. Deci este un aspect de finalitate, de încheiere. Nu uitați, luna plină în leu. Aceasta a fost citirea pentru voi, Tauri. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.